Voi vota pentru că știu că pot face o diferență. Îmi doresc ca țara în care m-am născut și trăiesc să aibă un viitor de care să ne putem bucura împreună, acasă. Merg la vot pentru că îmi pasă de țara mea și de viitorul acesteia. Vreau eu să aleg, dar să nu-i las pe alții să facă alegerea în locul meu. Voi merge la vot pentru a îndeplini obligațiunile de cetățean al Republicii Moldova. Se spune că tinerii sunt viitorul, iar acțiunea lor trebuie să se manifeste aici și acum. Îmi doresc să valorific la maxim dreptul de a-mi exprima liber opinia și de asemenea de a contribui cât de puțin la viitorul prosper al Republicii Moldova. Despre schimbări în bine. Votând pentru prima dată, realizez că sunt responsabil de calitatea modificărilor care vor avea loc în urma alegerii pe care o voi face. Eu sper că într-o zi Moldova va deveni o țară din care oamenii nu pleacă, ci unde oamenii vin. Eu sper că în fruntea țării noastre va fi un om responsabil, un patriot, care va completa toate lacunile create de-a lungul acestor ani. După acordarea primului vot, sper la un viitor mai bun pentru mine și concetățenii noștri. Sunt sigur că vom putea atinge acest scop dacă vom avea o atitudine serioasă față de alegerile noastre. Cred că este superficial să spunem că ne dorim doar un viitor prosper. Cred că prima problemă cu care Republica Moldova ar trebui să lupte este corupția, iar după aceasta putem să începem cu reformele în diferite domenii de activitate. Desigur, acum că pot să influențez prin vot soarta țării, știu că trebuie să fac cea mai bună alegere. De decizia cetățenilor depinde viitorul într-un stat cu un regim democratic. Pot spune că mă simt foarte responsabilă, deoarece am ajuns în sfârșit la vârsta în care votul meu va conta și eu sunt responsabilă de viitorul țării mele. Da, desigur am emoții, deoarece este prima dată când pot influența viața politică din țara noastră, mai ales că sunt alegeri prezidențiale care au o importanță deosebită. Nu pot să zic că am emoții, de fapt sunt entuziasmată și mândră că am această oportunitate, pentru că de mult mi-am dorit să votez și voi face cu mândrie de data aceasta.